își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturi, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Ați înțeles ce se întâmplă acolo cu oboseala? Aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Acestea sunt condițiile. Cei ce durere, lacrimi, descorțire, oare să mai fie și acolo? Așa vedem ce ne spune Alexa, Apocalipsa 21 cu 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Credeți lucrul acesta? Parcă ai zice, cum să crezi când la orice pas, în orice loc, cu oricine vorbești, numai lucrurile astea discută. Vai ce fiind trăim, vai cum am ajuns, vai ce nenorocire a venit, ai auzit ce s-a mai întâmplat în țara aia, sau dincolo, sau la noi, sau ce urmează să mai întâmple. Cum să fie lucrurile astea să nu mai existe? Nici tânguire, nici țipă, nici durere? Nu poate. Dar așa este. Cuvântul Dumnezeu ne asigură de lucrul acesta. Hai să vedem ce nu se va mai găsi acolo în Împărăția Domnului. Iulia, Apocalipsa 21 cu 27 și 22 cu 15. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Versetul 15, dacă să citim, afară sunt câinii, vrăjitorii, curbarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Ce nu va mai fi în Împărăția Dumnezeu? Un lucru banal, care este astăzi la ordinea zi. Minciuna. Nu spune. Am gândit. Am ocolit, nu spun că am zis. Nu va mai fi invidia, nu va mai fi gelozia, nu va mai fi ura, falsitatea, corupția. Toate acestea nu vor mai fi. Ne plac? Ce ziceți? Să nu fie de asta acolo? Cum ne-ați simțit? Am putea să stăm într-o mediu din felul acesta, să trăim acolo fără să mai spui o glumă, să mai faci pe cineva să râdă sau să folosești o falsitate. Ne-am descurcat, ce ziceți? Acolo nu vor fi. Nimic în tine nu va intra în mine. Ce nu va mai fi? Isaia 68, despre cele doi care. Nu se va mai auzi vorbindu-se de sărbicire în țara ta, nici de pustire și prăpăt în ținutul tău, ci vei numi țidurile tale mântuire și porțile tale lauda. Nu veți mai auzi acolo. Sau acolo nu se aude despre cutremurul din Lisabona, despre inundația din Moldova, despre nu știu ce nenorocire care s-a întâmplat în altă parte. Acolo nu veți auzi de așa ceva. Și nu va fi așa ceva. Nici un prăpăt, spunea. Nici furtuni, nici uragane, nu va mai fi. Deci veți fi fără teamă în privința aceasta. Vă doriți lucrul ăsta? Adică când vine așa
am un pic de vijelie. Parcă intră așa niște fiori noi și repede ne ascundem cumva să scăpăm, să ne ferească, să ne ferim, să ne lovească ceva. Acolo nu se va întâmpla așa. Cum vor fi animalele acum? Ca acum am auzit că a scăpat aici o panteră la pas și toți se întrebau mare un că o fi, cum o fi, ce să îi întâmpla cu ea. Slavă Domnului că n-a ieșit prin sat pe aici, că nu știu ce făcea. Acolo ce o vor face? Că vor fi și acolo animale, nu? Laura. Se ia 11 cu 6 la 9. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu ietul. Vițelul, puiul de leu și vițele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și usoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Plumbul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun joc și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Ce am înțeles din descrierea noastră acum, sunt animale acolo? Glâne, nu? Mai fabă rău. Să ați închipi un leu cu un mios. Astăzi, ce s-a întâmplat să vezi un leu cu un mios? O minune, nu? A început. Am mai văzut că vine în pe ăsta, un câine cu o pisică. Cam rar să-mi fac el, dar toată să mai facă, nu? Hai să vedem cum, acolo spunea că nu există plictiseală. Dar ce vor face oamenii acolo? Mântuiții. Dacă și noi vom fi mântuiți, ce vom face acolo? Ne vom mai juca la calculatoare? Ce vom face acolo? Hai să vedem ce spune Denisa în Isaia 65, cu 21 și 22. Vor zidi case și le vor locui. Vor săti vii și le vor mânca roliu. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor săti vii pentru ca altul să mă le mănânce rolul, că zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucruri mâinilor lor. Deci, în versete, înțelegem două meserie ce am descrise. Construcții, deci vor zidi și a doua, ce grădinărit vor sădi, nu? Vii, ne vor mânca rodul și alte plante. Deci, nu vor sta deja oameni acolo. Și vor avea ocupație. Sigur vor avea ocupație. Astea, pe bază, vor fi și alte. Hai să mergem mai departe. Asta vor face, în cele 6 zile, pământește. Așa se măsoară timpul aici. Dar mai există și așa șaptea zi. Ce vor face în sabat? Că aici știm ce facem. Venim la adunare, participăm la școala de sabat, la serviciul divin, ascultăm predica, acolo ce vor face în sabat? Hai să vedem în Isaia 66, iulie 23. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice factură să se închide înaintea mea, zice Domnul. Să înțelegi ce vor face. Fiecare făptură, fiecare sabat va veni să închine înaintea Domnului. Dar ceea ce se vom avea posibilitatea, sau vor avea posibilitatea și ei mântuiți să întâlnească și cu alți contemporani de-ai lor, sau înaintari de-ai lor, strămori de-ai lor, care vor fi acolo mântuiți. Avem un argument în privința aceasta? Olia, să citească Matei 8:11. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Ce frumoasă făgăduință! Vor veni mulți, poate și tu, poate și eu, poate noi toți.
să ne întâlnim cu cine? Cu acești patriarhi, care și ei au greșit. Dar, prin jertfa Domnului Hristos, cum și noi prin jertfa sa putem fi salvați și mântuiți în Împărăția sa. Și ce vor mai face mântuiți acum? Pe lângă faptul că se vor vizita unii pe alții, se vor ocupa cu ocupațiile care au fost descrise și altele, ce vor mai face? Denisa, să-mi citească la Isaia 35:10. Și apoi, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia să o nimicesc, Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de divință. O bucurie veșnică le va cruna capul, veselia și bucuria ei vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Deci aceasta, și această ocupație face parte din timpul mântuiților. Și toți, spune Cuvântul Dumnezeu, că vor lua instrumentul și va lăuda pe Domnul. Chiar dacă astăzi nu ai avut acel dar și n-ai exersat lucrul acesta acolo, vei avea posibilitatea. Și numai cu instrumentul, chiar și cu vocea. Și cea mai mare bucurie, care credeți că va fi? Totuși. Apocalipsa 21:3. Știți care este cea mai mare bucurie? Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunele Domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeu lor. Fără El nu ar fi nicio bucurie. Fără Hristos, de asemenea, nu va fi nicio bucurie în Împărăția lui Dumnezeu. Dar bucuria supremă și care încurunează această viață veșnică este prezența Lui. Faptul că El este alături de cei mântuiți și va conduce în toată Împărăția, în tot Universul, aceasta va constitui cea mai mare satisfacție. Să știi că ești lângă acela care te-a iubit, care a plătit și care te-a mântuit. Și acum există o întrebare. Cum poți fi sigur de un loc în Împărăția lui Dumnezeu? Cred că o întrebare care mi-o pun și cred că o pune și la voastră. Cum pot? Am văzut descrierea. Așa cum spunea și fratele Benon, limba este prea mică, prea slabă să o descrie. Mintea e prea îngustă să o priceapă. Dar, în cuvinte puține, am putut să medităm cât de cât la această împărăție. Întrebarea este cum pot să ajung acolo? Hai să vedem cum. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Numai celor din Bucov este adresat această Evanghelie. Tuturor. Așa începe. Dar tuturor. Celor ce l-au primit. Adică celor ce cred în numele Lui. Le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Iar Romanul 8:17 spune, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, ce vom fi? Și moștenire.